Era o noapte de vineri obișnuită și stăteam până târziu discutând cu prietenul meu Bradley pe o cameră de chat online pe care o găsiserăm pe net. Ne-a spus, mie și celorlalți tipi pe care tocmai îi întâlniserăm online, că putea sta cât de târziu avea el chef, pentru că părinții lui erau plecați în weekendul acela și el era singur acasă. Am petrecut câteva ore conversând și distrându-ne cu oamenii ăștia și am observat că lui Bradley se aprinseseră călcâile după o anumită fată. La scurt timp, mama mi-a spus să mă duc la culcare. Cu puțin timp înainte să mă deloghez, l-am întrebat pe Bradley ce voia să facă în ziua următoare, gândindu-mă că poate vrea să treacă pe la mine pe acasă. Nu a spus nimic pentru câteva momente, apoi a apărut pe ecran. Bradley tastează un mesaj. Apoi a dispărut. Bradley tastează un mesaj. A dispărut din nou. În orice caz, mă duc să mă culc, vorbim mâine, i-am scris. Era neobișnuit pentru el să se oprească din scris așa. Nu m-am mai auzit cu el până ziua următoare, când m-am logat înapoi pe chat și el era online. Și-a cerut scuze pentru că nu îmi răspunsese seara trecută și mi-a spus că fusese ocupat. Am schimbat câteva vorbe, după care mi-a spus că va veni la mine cât de curând. Era în regulă, dar l-am întrebat de ce nu voia să aștepte ca părinții lui să ajungă acasă mai întâi, având în vedere că trebuiau să vină dintr-un minut în altul. Mi-a spus că nu are timp să facă asta, pentru că trebuie să-mi arate ceva foarte important și apoi s-a delogat imediat. Mi s-a părut dubios, având în vedere că el punea mereu familia pe primul loc și am devenit foarte curios legat de ce voia să-mi arate. Mă așteptam să ajungă destul de curând, având în vedere că locuia la doar 20 de minute de mine, când am primit un telefon tulburător. Erau părinții lui Bradley, tocmai ajunseseră acasă și păreau extrem de îngrijorați. M-au întrebat dacă știu pe unde umbla Bradley, iar eu le-am spus să nu se panicheze pentru că e în drum spre mine. Tăcerea s-a așternut pentru câteva momente și apoi am auzit țipătul înspăimântător al mamei lui Bradley. Tatăl său a tras aer adânc în piept și a reușit să rostească o frază pe care nu o voi uita niciodată. Ești din casă acum. Bradley e aici. E mort. Găsiseră trupul neînsufletit al lui Bradley agățat precum un palton în șifonier. Terifiat, am închis telefonul. Devenise evident de ce mă întrebase dacă voi fi singur acasă, când deodată am auzit ușa camerei mele scârțâind, deschizându-se. Din instinct, am făcut primul lucru care mi-a trecut prin minte și m-am târât sub pat. Am auzit pași apropiindu-se din ce în ce mai încet. N-am îndrăznit să deschid ochii, dar când am aruncat o privire printre degete, am văzut picioarele palide, albe, reci, goale, intrând în camera mea, aproape în slow motion. N-aș vrea să văd persoana căruia aparțin picioarele astea. În timp ce se apropiau încet de pat, puteai auzi zgomotul tălpilor dezlipindu-se de putea. Inima îmi bubuia în piept în timp ce mă chinuiam să-mi țin respirația. Tocmai atunci, când nu credeam că mă pot speria mai tare, telefonul m-a apărut un zgomot puternic, anunțându-mă că am primit un mesaj. Era de la Bradley. Unde ești? Picioarele s-au oprit abrupt, lângă pat. Sună telefonul. Vrei această sonerie drăguță pe telefonul tău? Trimite acum cuvântul iepuraș prin SMS la 1335. Nu uita, iepuraș prin SMS la 1335. Sună telefonul.